și eu unde să știu când e câtiță ne. Nu. Ai și o seară de copii. Lasă, nu vreau. Când îți gata, viu acasă. Și acum, măi, tata de frică. Să mută oamenii în bloc. Ai, unde duce scaunile? Nu mai fost. Cu fan curierul aduce scaunile și plouă afară. Da, să știți copii, că e ultima dată când mă vedeți cu dinți. Uite că a venit și taxiul. Și taxiul, domnule, te salut, domnule, nu mă împic, te rog să lași ăla cam de vorbit, să lași radio încet, așa să iei sonorul. Deci, domnilor, e ultima zi când îmi vendeți ăștia doi dinți și mă iei tata la stomatolog și mi-e frică de mor. Măi, omule, măi, nu mai pot de frică. E voie să scoată 5 dinți dintr-o dată? Doamne, fer și apără, în ce chinuri groaznici o să-i trec. Mă așteaptă stomatologul. Frunțelor, mă piși pe mine de frică. Să știți că dacă mor de frică... Știți că tata v-a iubit, pătăți? Măi, tata nu mai am curaj și putere mie. Să știți că tata v-a iubit, pătăți. Eu am crezut că trăiesc până împlinesc 99 în plus. Dar uitați că... frica mă dărâmă. N-apuc eu să fac Crăciunul cu doi dinți în gură. Nu mai pot eu să mânc o sarmală lunjniță. Trebuie să-mi cumpăr Eliana. Sticluță cu biberon. Tu n-ai fost colegi cu mine la școală. Tu ai fost rugatul pe la dentist. Lucrări grele sau așa numai? Așa. Oi, de capul și de zilele mele și doctorul ăsta e minune, măi, oameni, că-o zis că tămincă mă cheamă pe la 8 seara, că nu-i mai nimeni acolo. Și uită-te că mă cheamă la ora 4. M-au programat de m-au distrus total. Trăgeam speranță încă 4 ore să stau și așa nu am stat liniștit, că eu vă zic drept. De când m-am pus aseară în pat, trebuia să mă duc în Ungaria, că am avut o urgență, nu mai m-am dus. M-am trezit azi dimineață, gândești că mi-a fost plin capul ca la unul cu datorii la bancă, ce are apartamentul sau casa la bancă și zice că nu să mai scap. Așa am avut eu capul meu. Și muștii gândești că mi-au fost atrofiați. N-am putut să umblu, mă mișcam, mă durea, a fost un ciuboc la mine. Hai de capul meu. Nu, tu-ți dai seama, trebuie să-mi scoată o măsea, trei dinți și un ciot. Și-o zis? Zis, mă, domnul doctor, te rog frumos, bată, scoate ea șenia pe rând, câte doi. O zis, n-are rost, îți dau acum injecție și așa sunt zonă, să-i amorțește și te rezolv dintr-o dată. Cinci dintr-o dată, voi vă dați seama.
Și după aia o zis că de Crăciun îmi face o proteză, așa numai, semnificativă, să am un fazon cât de cât. După Crăciun, în ianuarie, vin implanturile. Nu! În ianuarie, în scoate și ăștia de jos, 3 cu 3, 6, ni scoate și ăia 6, și după aceea începe implanturile. 6 implanturi sus. Pentru că ca să-mi fac o operație, să-mi pună os, ca să poată să-mi facă toată gura sus, implanturi până în capăt, nu are rost. O zis că nu mă chilărește. O zis așa, nu mai ai mult de trăit. N-are rost ăsta, zice, înțelegeți voi, doctorii ăștia, stomatologi, știe și cât mai am de trăit. Deci, domnilor, mi-i fui ca capul. Așa frica. Și Teodoru când s-a lucrat la... Nu. Ha? Dar ce-a făcut? Carie da, numai? Da. A, dar și aia doare. Da, și aia, dacă te îți dai injecție... Și de injecția a copil. Îți dai seama că trebuie să-mi facă vreo 4 injecții. La 5 dinți. Vai de capul și iezările mele. Trece, măi, omule, mă. Păi, dar nu zic că mi-o scos. Nu intri pe aici și mergi înainte. Și îndrept cu ăla, mă oprești, că apoi eu trec strada. Mi-o scos acum o săptămână și una. I-am crezut că domnii e fer și apără. Domnilor, vă las că ajung imediat în zona crepusculară. Ce-a dat Dumnezeu? Dumnezeu e bun și îngăduitor. Și are grijă de noi. Când ne doare, să nu ne doară. Și când nu ne doare, să ne doară. Mă bine, mă, nu mă doare. Are grijă să mă doară. Nu știu ce face. Oricum, leșin, fraților. Leșină, tata. Vă las că ajung mai imediat, mai merg un pic și după curbă încolo, bang, 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 giun, republicii, miau. E tata de frică. Acum o să mă pună să-mi facă injecțiile, să mă amorțească. După care îmi scoate. Deci copii, e ultima... Și ăștia, îmi scoți. Da. E ultima dată că mi-i vedeți. Dinții de epocă. Măi, tata, miau. Fraților, e tata de țăbă, miau. Și nu mai poate vorbi acum cu dinții în față. Uitați, aici sunt dinții care mi-au scos. Ăsta doi din față. Și ce-am mai avut acolo. Deci nu m-a durut deloc. A fost frica mare. Mi-au pus plasmă. Fier. Fier? Fier. Nu, fier. Deci, acum... mi-e frică că o să mă doară cum, după injecție și după alea, nu? Data trecută nu m-a durut, dar acum nu știu de ce simt așa. De la anestezic. De la anestezic. A fost lucrare mare, oricum, s-a scos 5, așa-i? Măseaua. Resturi, și resturi. Și resturi. 2 dinți, da, și resturi. Gata. Și au făcut cât e ceasul? Cinci,
Deci, la 4 jumate, să zic, până ai făcut anestezie, rapid i-ai scos. Anestezia până ce am făcut-o dura jumătate. Aia, anestezia o dura cel mai mult. Anestezia că m-a făcut foarte încet, să nu mă doar. Bă, pupă, tata. În rest, 20 minute. Da, rapid e. Și cu sutul și ăla, nici nu vreau să mă uit în oglindă cum îți fără dinți în față. Și acum... Ia să vedem. Ioi. Și nu mai are tata dinți. Dacă vine aia, rece, mă doare mare. Nu? Și acum proteză din aia? Ce proteză? Lasă-mă. Bine. Asta nu trebuie să discut. Vă pupă.